Hei, 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 salutare, dragii mei, bună dimineața și bine v-am regăsit la mesajele zilei. Poftă bună la cafeluțe, la viață, la lucruri minunate, magie, iubire, purțuri de unicorn și de zâne, de ce nu? Haideți să vedem care sunt mesajele pentru astăzi și care este tema acestei emisiuni. Signs and reminders, ia câte semne care să-ți aducă aminte de ceva. Poate să-ți aducă aminte că ești pe drumul cel bun sau poate să-ți aducă aminte că nu ești pe drumul cel bun și trebuie să faci o schimbare. Uită-te după semne, uită-te după sincronicități astăzi și în zilele următoare și observă care sunt mesajele care vin către tine. Haideți să vedem care sunt și bilețelele din cea unică, fulger. Ia că nu știu dacă un fulger o să fie semnul pentru tine. Vezi ce reprezintă pentru tine acest lucru. La fel, fulgerul vorbește despre fate, despre soartă sau chiar intervenție divină. Și mai avem peste 5 ani. Wow! Ok, ceva peste 5 ani poate să se manifeste și poate vine momentul, acum e momentul prielnic, să pui semințele acolo, o să vedem noi. Și situație complicată sau poate ceva se încheie, da, cu energia fulgerului peste 5 ani, poate e răspunsul pentru unii dintre voi. Ok, și vedem Lilith, energia lui Lilith și anume acel feminin, da, care nu, care este sălbatic și care face ce vrea el până la urmă. Lilith vorbește și despre libertate și nesupunere. Și mai avem August, ia că de luna August, poate unii dintre voi sunteți născuți în această lună August sau aveți de-a face cu cineva care joacă un rol important și este născut în această lună. Mergem mai departe cu astrele, ia să vedem ce se întâmplă pe picerul mare, gâlșeavă pișer. Este gâlșeavă pișer pentru că vedem old karma, da? Karma veche sau energia nodului sud, acea energie cu care ești foarte obișnuit, cu care ai venit, așa cum se spune, din alte existențe și vine momentul să ieși de acolo și să faci o schimbare importantă. Vine momentul să se încheie un ciclu din viața ta. Nu știu, stați puțin să ridic telefonul, că eu tot arăt pe carte, dar arăt degeaba. Ok, să se încheie un ciclu din viața ta pentru a putea ajunge la ceea ce-ți dorești cu adevărat. No, bun, haideți să vedem mai departe ce alte mesaje vor să vină. Am văzut, uite, Lilith, da? Ia că pe Lilith o vedem încă o dată. Ar fi foarte interesant să vedeți pe unde aveți Lilith în harta astrală, pentru că vă poate indica niște lucruri extrem de importante din viețile anterioare, așa cum le înțelegem noi, și în momentul în care știi lucrurile acelea se va face lumină în mintea ta vis-a-vis de ce se întâmplă în această viață și de ce se întâmplă cum se întâmplă. Bun, și vedem și Pluto, care vorbește despre lucruri ascunse, The Shadow sau lumea de dincolo, mesaje din lumea de dincolo. Și ia câte și energia Taurului, o vedem aici, nu știu dacă este cineva sau era cineva în această zodie trecut dincolo și vrea să-ți transmită un mesaj. Sau poate ai Lilith în Taur, of, Doamne, cu Lilith în Taur e complicată treaba, n-avem timp să discutăm lucrurile astea aici. Repet, vedeți pe unde e treaba cu Lilith în Taur, că sunt niște treburi de schimbat în această viață. Bun, mergem mai departe și haideți să vedem ce se mai întâmplă și ce ne mai spune semne, ok. Și vedem și un Saturn în Gemeni de data aceasta. Și îți spune în felul următor să te concentrezi pe ceea ce este important pentru tine. Urmează steaua ta, nu mai da atenție gândurilor sau vorbelor din exterior care încearcă să-ți distragă atenția, care încearcă să te, nu știu, deturneze, să-i spunem așa, de la drumul tău, da? Uită-te la semne, uită-te la ceea ce vine către tine, vei fi ghidat sub o formă sau alta să ajungi aici. Dar important este să-ți readuci aminte de această stea, pentru că, da, o vedem prinsă acolo în pânza de păianjen, n-ai cam uitat de visul tău. De ce? Pentru că tot spui tot felul de tâmpenii. Uite diavolul aici pe buze, da? Ai grijă la ceea ce vorbești, ai grijă la ceea ce spui, pentru că ceea ce spui tu, ce scoți pe guriță, poate să fie la fel de bine și o binecuvântare și un blestem. Bun, mergem mai departe și haide să vedem ce alte mesaje vor să mai vină, da, și uite, să creezi lucrurile din momentul prezent și să creezi lucrurile din iubire, să pui intenții pline de iubire, nu intenții de genul acesta, încă o dată îți atrage atenția
la puterea cuvântului și la ceea ce spui acolo. Energia masculină o vedem aici, o să vedem noi despre ce este vorba, ce este cu ea, decepție, tentație, decepție, nu știu dacă este vorba despre această energie masculină sau tu ești între una și cealaltă, este un fel de push and pull acolo. Dacă așa stă treaba, na, vezi tu, dă-te deoparte până când lucrurile se aranjează, până când te repui în echilibru și în armonie, pentru că aici vedem clar o lipsă de armonie. Fie că ai de-a face cu o persoană care acum te vrea, acum te dă deoparte, acum este nu știu cum, acum e invers, sau este cineva care se pricepe să manipuleze foarte bine prin intermediul cuvintelor din ceea ce vedem acolo. No, bun, haideți să mergem mai departe și să vedem confuzia, iluzia adusă de energia lui Neptun. E, să se iasă din iluzia ce ar fi cel mai bine și iată-te și părțile rănite, rana de respingere, o vedem aici, eu sper să nu stai unde nu ți este locul doar pentru a hrăni aceste părți din tine. Le poți vindeca și altfel, le poți vindeca și în altă parte, să ne înțelegem. Sau poate vorbim despre iluzia aceasta a separării în care majoritatea dintre noi trăim și ar fi bine să ieșim din ea. Și vedem și zodiile de foc, leu, berbec, săgetător. Nu știu dacă tu ești în această zodie sau ai de-a face cu cineva în această zodie. Mergem mai departe cu mesajul din partea doamnei lună, care tot cu focul vine, de data asta cu o lună plină în berbec, care spune că s-ar putea ca lucrurile să ajungă într-un punct culminant, ceva să fie cumva exploziv, nu știu, să izbucnească, nu știu, că este vorba despre un comportament, că este vorba despre un răspuns, că stă ceva pe... și îți vine să spui, gândește-te înainte de a scoate cuvintele pe gură, spune spiritul, pentru că, repet, au o putere extraordinară. Mergem mai departe și haide să vedem conflictele mentale, ia că te le vedem cu doiul de săbii aici. Conflicte mentale care pot duce la niște chestii pe care ar fi bine să nu le regreți mai târziu. Și vedem și treiul de monede, da, el vorbește despre parteneriate, vorbește despre a fi admirat pentru ceea ce ești și ceea ce valorezi cu adevărat, dar până la urmă valoarea tu ți-o stabilești, să ne înțelegem. Și uite și deciziile, da, pe care ar fi bine să le iei, și să iei decizii din iubire, din pasiune, din entuziasm și nu din teamă, nu din frică. Hai să vedem mai departe, uite, roata norocului, ceva vrea să se schimbe, ceva vrea să se transforme, să, astfel încât să ieși din energia aceea a nodului sud pe care am văzut-o acolo și să mergi, de ce nu, iată cum am văzut, cu energia taurului acolo, să mergi către prosperitate. 2-2-2, uite, deja vedem semne și simboluri aici, dar prin secvența numerică 2. 2-ul vorbește despre asociere, 2-ul vorbește despre alegeri, 2-ul vorbește despre oglindire, 2-ul este energie feminină, dar reprezintă apa, vorbește despre creativitate, da? Gândește-te la acest 2, vezi dacă, nu știu, îl observi azi sau în zilele următoare, pentru că îți spune foarte clar, vine momentul de a face o schimbare în viața ta, vine momentul să iei o decizie și, bineînțeles, vine momentul să ieși din poziția aceea de victimă, dar iată-te și confirmarea aici, și să intri în puterea ta personală, să nu te mai lași manipulat. Păi Lilith nu se lasă manipulată, să ne înțelegem. Bun, mergem mai departe și hai să vedem Wands, the Two of Swords. Ia să vedem ce avem aici. Păi dictava împărăteasa, ia că te vedem energia împărătesei pe doiul acesta de săbii și să vedem de ce, da, împărăteasa trebuie să ia o decizie până la urmă și să intre în puterea ei. Pentru că vedem și o regină de săbii aici, dar pot fi discuții pe care le veți avea unii dintre voi, nu știu dacă, nu știu, cu această împărăteasă sau cu regina de săbii, cineva în zodie de aer, cu ascendent Venus, lună, nodul lor în zodie de aer, vis-a-vis de o decizie, de o oportunitate, al patrulea doi, îl vedem din nou cu doiul de monede. Pot fi discuții online, pot fi propuneri online, da, mă rog, pune-le în balanță, cântărește-le, vezi ce este bine pentru tine.
Da, planurile de viitor le vedem aici cu treiul acesta de bâte pe roata norocului. La fel de bine pot fi și niște discuții legate de deplasări, nu știu, în străinătate, în unele cazuri sunt planuri pe termen lung. Da, chiar pot fi niște deplasări, fără doar și poate și, nu știu, se pune problema în cazul unora dintre voi dacă acceptați acest drum, dacă acceptați acest lucru sau nu. Este o ofertă stabilă, este o ofertă faină care vine către voi, că este de iubire, că este de afaceri, nici măcar nu mai contează, oferta este, dar pentru asta tu trebuie să te deplasezi într-o nouă direcție, tu trebuie să lași în urmă ceva. Nu știu dacă ai de-a face sau vei avea de-a face cu cineva în săgetător, cu ascendent Venus, Lună, nodul lor în săgetător, sau spiritul îți spune că acum, da, apare momentul, da, timpul divin, momentul potrivit să schimbi direcția și să primești ceva nou în viața ta. Bun, haideți să vedem și Cupid Deck ce vrea să spună. Ia cătă ceea ce a așteptat, poate că vrea să vină către tine sau să termină așteptarea cu numărul 28 de pe această carte. Uite transformarea, uite optul pe care îl vedem aici și vorbește de casa 8, casa morții și a transformării. Nu știu dacă trebuie să lași în spate persoane de genul acesta, n-ar fi rost să le lași până să nu te mai amăgești sau vine momentul să fii tu cât se poate de autentic și să spui lucrurilor pe nume. Să rostești, stați așa că s-au dus tete, să rostești ceea ce este de rostit și să nu te mai ascunzi. Ia să vedem ce mai avem din partea lui Cupid Deck. Mamă, dar se grăbește să vorbească. Ok, The Lovers, ia câtă cartea îndrăgostiților, o vedem aici și domnișoara privilegiată. Eu vă zic în felul următor, dacă unii dintre voi aveți de-a face cu cineva care acu te cheamă, acu te împinge, acu te vrea, acu nu te vrea, cineva care stă cu fața ascunsă, da, dă-i în ștevie, da, trimiteți-i la scara lor să se joace singur sau cu cine vor, pentru că energia asta nu o să-și schimbe în ravul, cel puțin nu prea de vreme din ceea ce vedem aici. Bun. Mergem mai departe, mă rog, faceți ce vreți, asta este doar un sfat. Haideți să vedem mesajul din partea amorului ghepos. Poftim, poate mai vreți o confirmare. Decepția, da, cineva poartă o mască falsă în toată povestea asta. Dacă vrei să vezi, urmează semnele, urmează indiciile că ți se va arăta lucrul acesta. Și v-am spus cu Lilith în Taur, păi... Atât vă zic, cei care au avut Lilith în Taur, și nu o zic într-un sens peiorativ, ferească Dumnezeu, cu Lilith în Taur în viețile anterioare, așa cum le numește lumea, acea persoană folosea, cum să spun eu, farmecele corpului fizic pentru a obține bani, înțelegeți ce vreau să zic. Bun. Divine timing, uite timpul divin, da, am spus, vine momentul ca ceva să se schimbe, vine momentul ca ceva să se transforme sau ca altceva, când vine vorba despre iubire, să intre în viața ta, dar dacă tu tot stai acolo unde nu ți-e locul, nu prea are cum să te găsească și vorbim de întâlnirea sufletului pereche. Să vedem care este întrebarea sau momentul de conștientizare pe lângă ce s-a conștientizat aici. Pentru astăzi, am I apologizing for my truth? Îmi cer scuze atunci când rostesc adevărul? Ia vezi dacă tu ai tendința să-ți ceri scuze pentru adevărul pe care îl rostești, că ar fi trist să faci lucrul acesta. Bun, haideți să vedem și răspunsul sau răspunsurile, mai bine spus, pentru întrebarea sau întrebările voastre de astăzi. Răspunsul cu numărul 1 vine cu un nu adus de 7 de cupe, care vorbește despre iluzie și confuzie. Răspunsul cu numărul 2 este un maybe, poate da, poate nu, adus de marele preot. Și răspunsul numărul 3 este tot un poate da, poate nu, adus de roata destinului, a karmei sau roata norocului. Dragii mei, acestea au fost mesajele pentru astăzi. Have a glorious day. Ciao, ciao!